Mie, doamna Dorina, mi s-a părut foarte supărată astăzi. Cred că observă și dânsa discuțiile care sunt în casă așa pe sumustăți. Am văzut-o foarte, foarte tristă, deși pare că îi place foarte mult, dar crede că datorită cunoașterii lui Sebaidin cu Tamarisa nu se poate lega ceva. Afară cu doamna Laura vorbeau despre cu totul altceva, și anume că în casa băieților este liniște pentru că gătește George și le asigură mâncarea zilnică, și atunci fiecare spală un vas și le așează, nu prea mai au de la ce să se certe. Despre asta vorbeau, dar mie fața doamnei Dorina îmi spune foarte multe, și anume că este foarte tristă, foarte supărată. Nu știu ce să cred. Eu asta spun, că am văzut-o și la masă când Raluca îi șoptea pe sumustăți lui Tamariș ceva, și poate din motivul ăsta.